Ok, salutare toată lumea, eu sunt Nert și bine v-am găsit la episodul cu numărul 14 din seria noastră de Terraria. Știți că în episodul anterior am înfrânt Wall of Flash-ul și am reușit să și minăm puțin din acele minereuri din Hard Mode. Și nu cred că v-am arătat asta, dar știți că am minat acel Oricalcum. Și pentru a-ți face acest pickaxe de Oricalcum, mai întâi cu acel minereu trebuie să-ți faci un anvil. Și după ce ți-ai făcut anvilul, te lasă să-ți faci acest pickaxe. Și mi-ați spus să minez on camera și de asta am pregătit aici câteva puțin cu mine și vom merge la minat. Nu știu, pentru mine minatul nu e așa special și de-am zis, dar dacă voi chiar vreți să-l vedeți, am zis că e chiar ok. Aici vedeți că am pus, era aici un fel de lemn pictat, dar am pus aur pe jos și puține mai multe semne, că nu erau așa multe înainte, dar acum sunt. Și hai să adăugăm încă două persoane, pentru că episodul trecut am uitat să adaug o persoană și de asta acum adăugăm două, pentru că și episodul trecut. Și prima care va fi se numește Mădă, pentru că am văzut că este chiar activă și mai scria prin... Opa, așa, hai să dăm save. Și mai îmi scria prin comentarii și am zis să o punem și pe aici. Și cea de-a doua persoană este David Salaoru. David Salaoru. Cred că așa e. Nu, sper că n-am greșit numele, pentru că un episodul când am făcut chestia asta din greșeală lui, am spus Ciprian Tudor în loc de Caprian Tudor, și dar am corectat eu aici, nu e nicio problemă. Așa, acum m-am uitat mai atent, deci chiar așa cred că scriam. Și hai să mergem la minat. Uite un pește auriu. Hai, mină. Stați puțin. Știu că pe undeva, pe aici, era niște edemantai, cred că aici era. Da, uite-l ăla roșu. Vreau să-l iau neapărat, că știu că acum am un pickaxe de oricalcum și mă lasă. Ăsta o să găsim extrem de greu, de-aia vă zic. Bun. L-am luat pe tot. Hai să mai mergem puțin, puțin mai jos pe acest tunel care l-am făcut elevatorul. Și am făcut, știți că ne-a picat, uite și aici niște dementai. Ne-a picat niște cărți flame și cu ăla, oh mă, dar stai că chestia asta trebuie să moară. Cu ăla am făcut niște torțe care le pot plasa și sub apă, gen nu mai am nevoie de acele glow stick-uri acum. Dar o să trebuiască să fac mai multe torțe, pentru că am puține, le-am făcut eu acum. Bun, uite o meduză. Stați, oh, bine că m-a faci în piață. Wait, what? Cum mai au reușit să ajungă acolo? Nu știu. A, uite aici mai niște adamantite. Ok, pleacă, pleacă. Băi, spartane, ce faci? Arunci cu sulice. Uai, deja am pierdut mult viață. Mi-e frică și de planta asta de aici, vă care 300 HP. Da, deja prin junglă nu ar trebui să ne aventurăm. Acum, oh, fuck, nu vrem aia. N-am arme de distanță cu care aș putea să dau ceva damage în el și de aia. Da, și am făcut și niște gloanțe din astea. Vedeți că acum iau cumva foc în același timp. Holy fuck, dar mult damage de planta asta. 85! Oh my god. Și cum iau eu tot edementai-ul ăla și Iorica? Hai că Iorica cum de sus îl iau eu cum îl iau, dar ăla de edementai că chiar vreau să-l iau. Probabil o să ne folosim de asta și o să ne ferim. Hai să ne lăsăm mai jos, că... Oh, bun, am omorât-o. Și n-a picat nici jumătate în atâta. Uai, deci dacă aș strânge Edamantite... De fapt, nu cred că aș face pickaxe-ul de Edamantite, pentru că nu este un alt minereu pe care l-aș putea mina mai puternic. Gen, dacă strâng mult Edamantite, o să încep direct cu armura. Dar pentru început o să fac o armură de Oricalcum. Sau, nu, nu de Cobalt, că e slabă aia de Cobalt. Una de Oricalcum și o să o ținem pe asta până bate niște boși mecanici. Și ne vom face acea armură de cum îi vine numele, Halo sau ceva de genul. Și
E mult mai puternică și decât aia de Ed. Oh my fucking god, ce cu atâtea din astea aici, fratele meu. Hai să vedem cum scăpăm. Văd că astea mor mai repede, ceea ce e bine. Dar și astea dau mult damage în același timp. Deja ne-a lăsat aproape low de tot. Hai să plecăm noi din junglă, că nu vreau să ne aventurăm prin partea asta. Ce ești, mă? Armor, schelet. Bun. Skeleton, bun, mai murit. Oh, mi-a picat ceva. Unity to Broken Air Armor. Ok. Dacă tu zici. Hai să băgăm o puțină din asta de balancă, să vedem așa minerurile care sunt prin jur. Și știu că la episodul trecut am uitat acel magician. Unde închis, uite acolo l-am văzut un minereu ceva. Dar nu l-am văzut, chiar nu l-am văzut, deci. Și acum nu-l mai găsesc, nu mai are rost să mă întorc acolo. Că s-a despawnat. Cred că ăsta e Dementite, dacă nu mă înșel. Da, e Dementite. Pe principiu o să trebuiască doar să minăm acum partea asta. Uite acolo niște cob, uite are niște oricalcum acolo. Acum o să trebuiască doar să minăm pentru că nu avem altceva de făcut. Suntem foarte slabi în early, în hard mode acum și trebuie să facem măcar o armură de oricalcum ca să putem rezista. Și niște iteme, gen să încercăm și după niște aripi să vedem dacă putem să facem. Hai că iau și cobaltul că e destul de mult. O să încercăm să ne facem și aripile după. Și după ce am făcut aripile, cred că putem să batem gen, ori Destroyer-ul, ori. Uite aici mai niște oricalcum și sus Edamantite. După ce am bătut Destroyer-ul, cred că e ușor să batem și Twins. Și după ce am bătut și Twins și Skeletron Prime. Nu știu, Twins mi se. Am văzut pe Wiki că mai de mult m-am uitat și am văzut că. Oh, se era Edamantite. Ok. Și asta înseamnă că ăsta e oricalcum atunci. Da, era invers, bine. Am văzut pe Wiki că zicea că așa, esențial ar fi să bați prima oară Twins. Dar nu mai văd rostul, adică mi se pare mai greu de bătut Twins decât Twins decât mai greu de bătut decât Gen Destroyer-ul sau Skeletron Prime. Oia mi se pare chiar. Nu chiar ușori, dar mai ușor decât ceilalți. Mă rog, poate alții i-au bătut mai ușor și na. Eu din experiență am pățit, uite, camera de asta de emeralde, dar n-am ce face cu ele. O, uite, acolo în sus văd că e ceva mai mult minereu. Niște Edamantite. Ok. Dacă am putea să ne facem episodul ăsta măcar chestplate-ul, ar fi genial, dar nu cred că ne consumă și mult să facem un minerau și costă. Holy fuck. Partea faină cu minereurile astea e că le găsești așa cam peste tot. Uite și aici mai niște cobalt și niște Edamantite. Și nu trebuie să te duci la un anumit strat, cum e pe Minecraft sau ceva gen. Și le găsești în pământ, dar și pe la straturi mai și sus și jos, mai aproape de pământ, mai adânc. Dar cu o poțiune din asta, cât mai am? Și 2 minute mai deja. O poțiune mult, mult mai ușor. Asta e cuptul, da. Aici mai e niște Edamantite. Cu o poțiune din asta imediat le găsești dacă le prinzi culoarea. Bă, uite acolo văd cum mai este în colț niște Edamantite. Da, bine că mi-ai dat Confusion, bravo. Dacă nu știți ce e Confusion. Au, gata, și-o revenit în partea aia, am mai văzut, ok. Dacă nu știți ce este Confusion, e un buff
în care dacă apăs să meargă spre stânga, o să meargă spre dreapta și spre dreapta și invers, o să te urc acum, ok? Mă rog, toate minereurile sunt primite. Nu zicem, nu. Uite, vedeți, gen por să pun torți sub apă. Altceva pe jos, pe aici nu. Da, să ieșim noi să luăm o gură de aer. Oh, deja ne se duce miner ăsta, puțiunea. Da, nu-i problemă că am mai făcut eu una, că știam eu că o să am nevoie de mai multe. Băi, da, măi, mamă. Trebuie să fac rost de niște moonglow, niște flori cu care fac poțiunile astea, pentru că am rămas fără. Adică am avut abia un moonglow și știu că am avut eu o poțiune din asta de văzut minereurile. Gata, deja s-a dus efectul. Dar în sus am mai văzut că era puțin. Da, uite, aici mai erau niște cobalt. Uitați că nici nu se sparg torțele când pică apă peste ele și sunt mult, mult mai bune. Ce ești tu, craniule? Golem, steciu. Bă, stai că a picat un bolovan pe mine și l-am luat de mici. Ah, uite, un heart crystal. Ia-l. Hai să mai bună puțin. Asta e? Da. Uite, aici am niște cobalt. Dar să încercăm să ne axăm mai mult. Ok, e o cameră din asta plină cu caweb. Nu, ce poți să-mi dai? Nimic. Absolut nimic. Hai să mai coborăm ceva, că văd că deja nu suntem prea sus. Dar hai să mergem. Uite acolo niște minereuri. Deci avem acest cobalt și aici niște dementite. Păi, am pierdut destul de multă viață cu ăștia liliecii. Hai să beau și o poțiune din asta, ca să nu mai trebuiască să pun o torțe peste tot. Nu, e oricalcum ăsta, ok. Totuși am găsit destul de multe de mentat. Cred că ne permitem să facem un chestplate. O armură. Parte din armură, de fapt. Hai să minăm mai jos așa să vedem. Deci, aici e cobaltul ăsta. Hai să mai coborăm. Nu prea mai văd pe aici niște minereuri sau ceva. Holy fuck, stai că deja ajungem. Serios, era un pește din ăla. Oh my fucking god. Și am pierdut și buff-urile, bine. N-am văzut peștele ăsta și dau mult damage acum. Hai să vedem, să prăjim cam ce am strâns și vedem cât avem. Deci o recalcum. Oh my fucking god. Stați că trebuie să... Oh, nu pot să cred. Trebuie prima oară să fac altceva. Deci rip armură, nu o să putem să ne facem, credeți-mă. Stai, știu că cu Hellforge și niște dementite făceam forge-ul cu cât? Cu 30. Bine, clar nu ne permitem. Ce un armură. Că trebuie să facem și furnalul prima oară de asta mai avansat și după ne lasă să îl prăjim. Și 5 pe bucată, holy fuck, 19. Ce pot să fac pe ăsta? Băi, văd că ne lasă să ne facem o cască, un drill, dar nu îi văd rostul, că nu ne ajută cu ceva, deci nu o să fac pickaxe-ul ăsta. Warex, dar nu, vreau să fac armură. Cât îmi dau apucii mei? 8 și ăștia, totuși casca 22 și ăsta 8, dar clar facem casca primatură. Hai să o punem. Nu mă mai interesează de ăsta bonusul de la armură, că ce-mi dă de-a 17 mai mult mii damage. E, asta e, trăim și fără, dar cu 42 armură totuși e mult mai bine. Hai să băgăm, să dăm un quick stack, să băgăm tot ce avem pe aici în plus prin chesturi.
Am și chestia asta, nu știu ce să fac cu ea. Asta, 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 asta e minereul. Hai să băgăm prin chestul, nu asta, asta de sus mai bine. Aici, bag asta și cu asta. Asta e că ăsta era de lemn. Ok, 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 ok. Asta de jos înseamnă că era cu minereuri. Astea, astea, hai să prăjim și celelalte minereuri, să vedem cam cât de mult avem. Holy fuck, da mult cobalt, am strâns. Tauricalc, cum ăsta? L-am prăjit deja? L-am făcut? Cred că da, da, cred că și oricalc, cum am apucat să-l facem. Hai să vedem ce putem face cu oricalc, cum 13 și ăsta îmi dă 9. Parcă mai bine strânge direct pentru armura de Edementite. În rest, n-aș avea ce să fac cu tine. Și așa nu cred că te pot folosi la altceva în plus față de astea. Ia stai să caut un ghidu. Uite-l aici. Ce pot să fac eu cu tine? Da, doar chestiile astea de bază, deci... nu cred că... Ok. Ok. Deci. Stați unde am fost. Am pus puțin pauză, deci. Dacă putem să fac armura. Hai să facem armura atunci, dacă tot putem. Uite. Și în loc de 42, 44, 48. Hai că e mult mai bine așa. Și pe, după o să facem și pe aia de Edementite full. Deci nu ne stresăm. Cobaltul nu m-am ce face cu tine, deci nu știu la ce te-ai mai putea folosi. Uite, ne-am pus poțiunea de minat. 48 armură. Ia hai să vedem cam cum se descurcă armura asta. Stați să caut puțin pe Wikipedia. Unde găsesc niște Moon Glow? Wikipedia. Terraria Moon Glow. Așa. Cred că în biomul ăla de... Nu le-am cu florile, credeți-mă că e singurul lucru la care m-aș deranja. Deci zice că în junglă sau deasupra junglei, bun. Știam eu ceva cu jungla. Hai să mergem, dăm o fugă pe aici. Zice că la... ori la sub... Uite, stai că e un strange plant pe aici. Dăm așa cu soabia, poate găsim pe una pe la suprafață. Dar nu cred că o găsim la suprafață așa ușor. Hai să mergem în junglă. Stați că am dat prea zoomată arta, bun. Da, și monștri noi aici. Ce aș putea mai pe tine să te omor? Văd că cu shotgun-ul chiar face o treabă bună. Uite și pe aici mai niște cobalt. Ok, ok, ok. Nu vrem să ne apropie. Oh my fucking god, cu damage duc un pin din ăla. Holy fuck. Oh, stai că și eu din asta. De ce n-am luat eu florile alea înainte? Și nu știu dacă am semințe ca să pot să cresc. Deci oricum ar fi, tot trebuie să ne batem cu ăștia să... Moare, mă. Moare? Concluză, da, bun. Nu mai au cobaltul că n-am ce face. Oh my fucking god. Jungle creeper. Băi, deci cestoasa aia, eu nu știu dacă o putem omorâ. N-aveam itemele necesare să o putem omorâ. Oh my fucking god, uite, 126 damage, ești nebun? Mor odată. Gata. Oh my fucking god, dar nici nu dă damage. Hai fratele meu, dea o floare din aia vreau, atâta. Atâta îmi doresc de la tine. Dă-mi o floare din aia. Totuși, gândiți-vă că am armură 40 și ceva acum. Vă dați-mă fără armura asta cum ce easy rec mi-aș lua eu aici. Bă, dar mori odată. Așa. Ce mi-am luat? Poison? Poison mi-am luat. Fraților, nu cred că o să putem să faci. Nu cred că o să pot să le găsesc acea... Știu că strălucește, deci ăsta e un lucru bun. Măcar asta știu că strălucea pe aici, trebuia dacă era. Nu e vreo poțiune ceva care să mă ajute să găsesc flori?
Stai că ăștia spori de junglă și eu nu vreau din ăștia. Ce? Păi vreau goldul. Băiatul, băiatul, ușor, 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 unde ne grăbim, nu, așa. Vreau ăsta, hai să iau de fapt lutol și iau și ce spun. A, vreau și chestia asta. Și iau și statuile, că n-am ce face cu ele. Adică, decât să rămân, de fapt, decât să rămân aici, mai bine le iau eu, nu? Mor. Uite aici niște oricali, cum cred, da. Totuși am urcat mult cu armură de la 20 și ceva, cât aveam la 40, e destul de bine, decent. Ia să văd eu cât am filmat. 20 de minute, hai că mai caut puțin. A, dar stai că am ieșit din baiul ăla. Ia stai să activăm. A, aici e ceva detonator pentru cupru. Totuși cine are? Oh my fucking god! Ia asta repede. Oh my fucking god! Urcă, 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 urcă! E clar. N-am vreo puțină ceva de lumină pe mine. Nu, că am băut-o. Nu, știi ce? Întoarcem acasă, nu mă interesează. Apare, nu avem noroc. Ăsta vreau să-l pun pe aici, pe undeva. Ia dedeți-vă mâine, așa. Bagă ăstea pe aici, pune niște. Așa, ăsta, nu. Nu știu ce să mai fac. Chiar nu știu ce să mai fac, văd că s-a gătat și melodia. Păi bun, sper că v-a plăcut și acest episod. Nu e ceva foarte interesant, adică nu m-am minat minereurile astea, atâta. Dar pe parcurs o să reușim să și batem boșii. Și am auzit, văd că s-a terminat și playlist-ul, da, mă rog. Na, păi sper, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acel buton de like și până data viitoare, eu am fost Ner și vă salut. Pa, pa!